Și vedetele noastre au idole. Nu că ar fi lipsiți de imaginație și nu din motiv că vor să-i plagieze pe cei din afară. Nu, dar dacă asta îi ajută cumva în procesul de creație, aveți liber, dragii noștri. Am niște oameni care îi admir. Merge vorba despre Michael Jackson, Freddie Mercury și Stevie Wonder. Unul din cele este Stevie Wonder. Aș vrea să ajung la nivelul lui și sper că o să ajung. Aliona Moon a demonstrat de nenumărate ori că are o pasiune aparte pentru Beyoncé. Dovadă sunt și cover-urile care le interpretează peste tot pe unde apucă. Îmi place foarte mult să cânt Beyoncé. Îmi plac piesele ei și așa cum îmi place vocalizele mai complicate, ea este pe pacul meu. Dar se pare că nu e singura care e fan soția lui Jay-Z și Felicia Dunaf susține că ar vrea să aibă faima și succesul lui Beyoncé. Da, cine n-ar vrea? Oh, desigur, idolul meu este Beyoncé. Este, nu știu, perfecțiunea întruchipată pentru mine, mai pe scenă mai ales. Dacă v-ați întrebat vreodată de unde vine stilul și maniera de interpretare a Doiniței German, be ready! Avem noi răspunsul! Îmi plac mai mulți interpreți de la care eu mă inspir, interpreții care au făcut istorie și foarte mult îl admir pe solistul trupei Queen, Freddie Mercury. Clar! Vedetele noastre mai au ceva de muncă până vor ajunge la nivelul celor pe care îi idolatrizează. Sperăm să apucăm și perioada asta!